condiții greu de imaginat într-un post de poliție din Prahova. Imobilul în care își desfășoară activitatea polițiștii din Gherghița are nevoie urgentă de reabilitare. Oamenii ligii nu au apă, toaleta este în curte, pereții sunt fisurați, se încălzesc la sobe cu lemne, iar femeie de serviciu nu au. Lucrătorii se încălzesc la sobă, nu sunt racordați la apă curentă deoarece nimeni din comună nu este racordat, la gaze de asemenea. Toaleta? Toaleta este o toaletă gen latrină, în condițiile de la sat, de la comună, așa cum au fost... cum au fost administrate. Totul a ieșit la iveală după ce un polițist ar fi urmat să locuiască aici. Omul legii a sesizat că nu poate face acest lucru din cauza condițiilor. Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a demarat o anchetă disciplinară după ce o comisie a stabilit faptul că se poate locui în locuința de intervenție care este chiar în sediul postului de poliție din Gherghița. La postul de poliție Gherghița își desfășoară activitatea 3 agenți de poliție, un șef de post și 2 ajutori șef de post. Condițiile din cadrul postului efectiv de poliție sunt condiții decente, sunt condiții optime pentru a-și desfășura activitatea. Lucrătorii sunt dotați cu autoturism de serviciu, sunt dotați cu stație, cu toată tehnica necesară desfășurarea activității în condiții optime. În ceea ce privește locuința de intervenție care a fost fotografiată și prezentată în media, este o locuință pentru care noi nu am mai primit de la niciun lucrător solicitare ca să locuiască în aceasta. Ce spun localnicii? Le aduce cineva apă? Fata de la colț. Le aduce apă? Ea, am văzut-o cu bidonul cu apă. Ea le făcea foc înainte. E foarte greu și pentru ei, că ei sunt salariați, ca și unde depinde de conducere, nu de noi. Nu, de oamenii satului. Am zis că n-au apă, n-au... Da, aici e adevărat. Într-adevăr, e greu și pentru ei cu apă, cu... n-au apă, n-au... au o toaletă în spate. Îi mai ajutați? Le mai duceți un bidon de apă, ceva? Nu, își cumpără ei de la magazin. Nu știu, nu știu înăuntru ce s-a întâmplat acolo. Problema este că are pompă de apă. Nu mai este scos. A, nu știu, dar știu că are pompă de apă bătută acolo. Se gospodăresc cum pot. Ca peste tot. Asta e România. Doamna din imagine a locuit mulți ani în clădirea în care funcționează postul de poliție, soțul său fiind om al legii. Deci nu sunt gaze, după cum v-am spus, deocamdată. Apă curentă nu. Încălzirea se face cu lemne, bineînțeles. Toaletele? Afară. Da, în curte, deci toaletă. Au femeie de serviciu? Momentan, cred că nu. Au avut, dar... Înțeleg că și clădirea este veche, n-am mai fost. Da, este foarte veche, chiar... Din ce an? Din 1977 funcționează acolo acest post de poliție. A funcționat împreună cu dispensarul veterinar. Clădirea are nevoie de reabilitare? Da. Deci, noi în birourile în care lucrează, condițiile sunt în regulă. Da, clădirea? Clădirea nu este a noastră, aparține Ministerului de Interne și datorită statutului nu putem să ne implicăm. Au apă? Noi în localitate nu avem apă curentă. La dumneavoastră a fost o pompă bătută, dar nu știm dacă funcționează sau nu. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova spun că imobilul cu pricina va fi reabilitat anul acesta.